scriitorul Oculiță Ioan Ușurelu, aici lângă mine. Prezentăm o să mă ajute. O să mă ajute să, de fapt, dânsul o să prezinte o foarte interesantă lucrare, Șarbordele după 150 de ani, autor Grigore Codrescu. Vă invit, domnule Codrescu, să fiți alături de noi. Înainte de a intra pe fir domnul Ușurelu, aș vrea să încheiem momentul Bacovia de astăzi cu ceea ce spunea tot Svetlana Paleologu Mata. O apariție de un asemenea calibru pe piața literară reprezintă un fenomen, în special printr-un fapt capital ce ține de geografie, occidentalitatea la marginea Europei. Bacovia este un occidental la gurile Dunării, ceea ce nici sârbi, nici bulgari, spre exemplu, nu cunosc. Vă mulțumesc și mâine continuăm discuția despre Bacovia. Și acum rog, domnul Ușurelu, să-și intri în rol. Mulțumesc foarte mult. Stimați prieteni ai cărții, avem astăzi o șansă deosebită, așa cum a menționat și domnul Grăneanu, să prezentăm o carte puternică, o carte în forță despre cel care și acum 150 de ani stârnea atâtea controverse. Despre, bineînțeles, știm despre cine este vorba, despre Charles Baudelaire, care apare în 1857 cu Florile răului. De fapt, vreau să încep mica mea intervenție cu două titluri. Aș putea să-i pun două titluri. Unu, vinul preschimbă cârtița în vulturi. Sigur că pare ciudat. Sau verdictul de la tribunalul din Paris, verdictul fără glorie de la tribunalul din Paris, 1857. Titlul primul, ca și al doilea, titlurile, le găsiți în cartea Charles Baudelaire după 150 de ani, scrisă de domnul Grigore Codrescu, critic, analist, scriitor, de care trebuie să se țină cont. În această carte, domnia sa analizează, comentează toate sau aproape toate cărțile apărute în România despre Charles Baudelaire. Cartea mi se pare foarte interesantă, ne aduce date noi chiar despre marele poet, despre poetul Baudelaire, care este un fel de graniță în poezia mondială. Poezia cam așa se și împarte, înainte și după Baudelaire. Sigur că nu avem timpul necesar să ne oprim asupra tuturor cărților analizate de domnul Grigore Codrescu. Eu mă voi opri la una dintre ele, și anume Poetul și Procuratura, Procesul lui Charles Baudelaire și cele 13 poeme inculpate. Deci 13 poeme au fost inculpate, acuzate de homosexualitate, lascivitate și așa mai departe. De multe, multe acuze. Atmosfera tribunalelor din Paris la vremea respectivă era accentuată de finalizarea procesului intentat lui Flaubert pentru Madame Bovary. Cu 3-4 zile înainte de procesul lui Baudelaire avea loc, avusese loc finalizarea procesului. Deci, opiniile din selele de tribunal erau diferite. Și am să vă dau doar
două, trei și pe urmă am să dau cuvântul altui prieten de-a domnului Codrescu, prieten al cărții. Procurorul în cazul Charles Baudelaire, de reținut un așa procuror, spune clar că poetul are mare valoare. Mai spune că poetul doar a nominalizat răul din lume, că el nu este neapărat vinovat, pentru că el nu-i de acord cu ce scrie, dar denunță ce descrie. Interesantă acuzația, care nu prea era acuzație, și culmea cere ce auzim de obicei la avocatul apărării. Clemență, indulgență pentru Charles Baudelaire. Ce înseamnă asta? După umila mea pregătire, cultură. Procurorul avea cultură. Știa ce e literatura, știa ce e dreptul. Iar avocatul apărării, vă dați seama că nu putea spune decât într-adevăr că doar a nominalizat răul din lume, din ființa umană, fără pudoare. Asta ar fi fost într-un fel acuzația. Fără pudoare și compromis. Deci a fost puțin mai îndrăzneț. Dar mai îndrăzneț, dar noi știm că erau pe vremea aceea scriitori mult mai indecenți și îndrăzneți. Ala, pe vremea aceea, ala Rabelais, mai de mult, Balzac, din timpul acela, Musset, George Sand. Sigur, am aici undeva scris ceva cam urât, aș zice, adresat de către Baudelaire, o părere despre George Sand. Ca idee, aș putea să o citesc. Are faimosul stil curgător, îndrăgit de burghezi. Se referă la George Sand. E proastă, e greoaie, e flecară, are în ideile morale aceeași profunzime de judecată și aceeași delicatețe de sentiment ca portăresele și ca femeile întreținute. Ea e, mai ales, și înainte de toate, o mare neroadă, dar e posedată. Diavolul e cel care a făcut-o să se încreadă în inima ei bună și în bunul ei simț, pentru ca, la rândul, să-i facă pe toți ceilalți nerozi să se încreadă în inima lor bună și în bunul lor simț. Nu mă pot gândi la creatura asta, stupidă, fără un anumit fior de scârbă. Sigur, mi se pare acest portret cam dur pentru George Sand, cea care a fost atât de iubită de Chopin, deși, cum spune Voltaire, și de alții. Din păcate, dar pentru foarte mulți dintre noi, George Sand a fost o mare poetă, o femeie care la vremea aceea și este acuzată de Baudelaire, fuma în public. Sigur că dacă s-ar întoarce în zilele noastre, chestiunea ar fi mult mai simplă. Deocamdată atât voi spune și pe parcurs mai revenim asupra cărții, dar o să dau cuvântul unui prieten al cărții, domnul Petruș Andrei. Vă rog, domnul Petruș. Într-una din cărțile recente, criticul incomod Grigore Codrescu, maestru, cum îi spun eu, sper să nu se supere, făcea un bilanț, amintind printre monografiile dedicate unor poeți scriitori români, printre care și monografia dedicată poetului Calistrat Costin, căruia mulți îi datorăm gratitudine, făcea un bilanț și spunea că a
scris două monografii despre doi mari poeți, Serghei Esenin și Jean Baudelaire. Întâmplarea face, o întâmplare fericită și eu mă bucur enorm de aceste întâlniri, pentru că sunt benefice. Câțiva dintre dumneavoastră mi-ați oferit cărți despre care am scris. Este a treia carte de critică literară, însumând de acum peste 1000 de pagini. Și despre cele două cărți, una dedicată lui Esenin și una lui Baudelaire, am scris două eseuri. Au fost și publicate în revista Plumb, nu o să insist asupra lor. Interesant e că la Esenin, o curiozitate, chiar așa am spus, un critic incomod, un mare poet și două silabe în plus. Ce s-a întâmplat? La una din activitățile metodice, cei 40 de colegi profesori de liceu de limbă și literatură română din zona Bârladului m-au rugat ca până la sfârșitul activității să scriu o poezie în stilul lui Esenin. M-am gândit la poezia Ah, voi săni și voi cai, voi cai. Am scris poezia, le-am citit-o, le-a plăcut. Numai că avusesem o greșeală. Memoria mea reținusă Ah, voi săni, săni și voi cai, voi cai. Motoul la volumul dedicat lui Esenin reține acest vers. Ah, voi săni, săni și voi cai, voi cai. Iar scriitorul Victor Mitocaru, într-una din cărțile sale, spune celebru vers esenian, Ah, voi săni, săni și voi cai, voi cai. Curiozitatea, am simțit ca poet, am simțit că ceva nu e în regulă. Am deschis Esenin și versul este Ah, voi săni și voi cai, voi cai. Adică nu se repetă cuvântul săni. Și de aceea și titlul articolului meu, așa cum am învățat, domnul Grișa, domnul Grigore Codrescu este și un fin ironist, iar despre Charles Baudelaire, ilustru nostru magistru, academicianul Constantin Ciopraga, considera că este cel mai mare poet francez, Baudelaire. Mi-a plăcut cartea dedicată marului poet francez, pentru că ne prezintă un alt fel de Baudelaire de cum ne-a fost prezentat la catedra universitară, în amfiteatru. Maestru Ioan Culiță Ușurelu a pomenit fraza misoghină a poetului despre marea scriitoare George Sand. Mi s-a întâmplat când eram la catedră, întotdeauna, nelipsit de fiecare dată, când predam George Bacovia, aminteam elevilor de celebru citat din Divinul Critic, prin care îl despuia oarecum pe marele poet simbolist român de originalitate, spunând, de la Baudelaire vin în poezia bacoviană, cadavrele în putrefacție, sânii surpați ai iubitei, de la Maurice Rollinat, toamnele pluvioase, și așa mai departe. Unei elevi i-am pus 9 în loc de 10 la teză, subliniam, trăgeam, cum faceți subliniați, cum făceați sau faceți. Trăgeam în stânga greșelile, corectam, îi arătam pentru ce am scăzut nota și eleva a venit la catedră și a protestat că i-a merită 10, cum am dat și altor elevi și de ce i-am pus 9. Și am pornit de la acest citat, arătându-i că a greșit. De la Baudelaire, scria ea în teză, vin cadavrele în putrefacție, sânii spurcați ai iubitei, la care i-am spus, dar sânii, păi, tu și eu am crescut viață, cum sânii, bă, așa a spus dumneavoastră. Înțelesese greșit. Și în momentul în care i-am spus sânii surpați, m-a întrebat ce înseamnă. Și a trebuit să-i explic cumva ce înseamnă sânii surpați ai iubitei. Față de maestru Grigore Codrescu, ce să spun, pentru mine a fost încă din studenție, eram în anul 1 și domnia sa în anul al 4-lea, a fost un model, merită felicitat pentru efort, pentru un Baudelaire altfel, văzut cu plăcerile, cu iubirile și cu idiosincraziile sale,
pentru că și la noi astăzi se întâmplă, de la București până la satul mare, astfel de idiosincrazii. Lui Voltaire nu-i plăcea Shakespeare, lui Baudelaire nu-i plăcea George Sand, jumătății mele mai bune nu-i plac toate poeziile, din 10 dacă îmi bate la calculator 3 sau 4, fiind cel mai sever, avea să spună furisit, cel mai sever critic al meu. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim, domnul Pedruș! Și fiindcă am vorbit despre cele 13 poeme acuzate, inculpate, dați-mi voie să citesc unul despre renegarea Sfântului Petru. Ah, Iisus, amintește-ți de grădina măslinelor, cu smerenie te rugai în genunchi, celui care în cerul său râtea, ascultând piroanele, pe care mărșavi călăițele împlântau în trupul viu, când ai văzut scuipând asupra dumnezeirii tale scursoarea soldaților și a slugilor și ai simțit cum ți-e înfic spinii în craniu să lași al omenirii întregi. Vă dați seama, Charles Baudelaire, un revoltat toată viața, de data aceasta este revoltat pe însuși Dumnezeu, Deus Ociosus, cel care și-a abandonat creația pe Fiul Său, Iisus. Iar mai apoi îi acuză chiar pe amândoi de lipsă, pur și simplu, de reacție în fața suferințelor și umilințelor. Vorbeam de revolta lui Baudelaire. Din copilărie o credem, revolta este în primul rând împotriva tatălui, generalul Opic, cel care a introdus în familie o atmosferă cazonă care, vă dați seama, nu-i plăcea deloc viitorului mare poet, de fapt, geniu. Și am citit undeva că striga chiar pe străzi, în anumite demonstrații, moarte lui Opic. Ei, Vetu Opic a murit mult mai târziu, nu din cauza protestelor, că din cauza protestelor nu moare nimeni, o duce unul mai bine, unul mai rău, dar de fapt rămân toți cei care o duc bine sus. E bine, nu putea să se schimbe omul Baudelaire, nu putea să fie revoltat în tinerețe și la maturitate să devină deodată un băiat cu minte. La orice prieten îi spunea direct și acid opinia sa, că e prost, că e talentat, că nu e talentat. Din acest motiv, prietenii s-au împuținat, iar el, văzându-se oarecum izolat, și mari scriitori n-au vrut să scrie la un moment dat despre el, crede că singura salvare este izolarea, retragerea din lume. Dar această retragere din lume nu chiar în pustie, cum ar crede noi, ci undeva unde se poate scrie în continuare, dar fără să aibă contact cu lumea. Și astfel se naște un ciclu de eseuri extraordinare, paradisuri artificiale. Unul dintre ele este Vinul și Hașișul, din care eu am menționat titlul, acela cu cine devine cârtița, preschimbă cârtița în vultur. Dar tot acolo găsim unul și mai rău, un citat, nu rău, și mai adevărat. Oamenii care nu beau niciodată vin sunt din necunoaștere sau convingere nu, mai rău, imbecili sau ipocriți. Sigur, nu e cazul aici și nu am venit aici să fac eu apologia băutului, deși fiind de la Odobești aș putea fi acuzat și de așa ceva. Nu, și nici n-am vinde vânzare. Eu dăruiesc, fără a fi convins că dăruind
vei dobândi. Aș vrea să dau cuvântul domnului Isache să ne spună și domnia sa câteva cuvinte. Vă rog, spune că e foarte scurt. Foarte scurt. Găsesc potrivită această lansare. Sigur că ea ar fi putut fi înconjurată și de alte cărți. Mă rog, nu mai dau așa nici autori, dar ar fi trebuit înconjurată și de alte cărți. O găsesc potrivită și este o carte care trebuie citită tocmai pentru a surprinde și a vedea genialitatea lui Bacovia. Fac parte dintre cei care cred că Bacovia este un poet genial. Și în scurt timp vom dovedi și se va vedea. E interesantă această, aproape unică, aș spune, eliberarea lui Bacovia de sub paradigma și simbolismul francez. Asta trebuie observat. Ăsta este poetul adevărat și autentic. Și din acest punct de vedere, cartea este extrem de interesantă. Relația asta bacovianist-bodlerianist este rodnică și sunt viitoare direcții de cercetare. E bun acest început al lui domnul Codrescu, îl știm, îi cunoaștem acribia, îi cunoaștem iubirea lui pentru cultura franceză și poate ca următorul volum domnul Codrescu să fie în această direcție, într-o relație sau corelație sau confluență dintre Bacovia și Baudelaire. Este într-adevăr poetul care a luminat, să spunem, întreaga poezie a lumii, este poetul de care nu ne putem desprinde, cel puțin în următoarele sute de ani. Vom vedea. Eu îl felicit pentru această inițiativă și cred că direcția sau volumul 2 la această carte ar trebui să fie acesta, bacovianism, bodlerianism, ca să-i spunem așa. Vă mulțumim celor care v-ați deplasat din depărtări la noi la Bacău, sunteți minunați și vă iubim pe toți. Domnul, am spus că sunt foarte scurt. Ce să mai spun? Că toată lumea știe mai mult decât mine. Ca întotdeauna, modest, doamne Isache, deși știe atât de multe și scrie atât de frumos. Sigur că de la manifestarea acestei cărți, de la lansarea acestei cărți, nu putea lipsi autorul, vinovatul acestei întâmplări, pe care îl rugăm să ne spună ce vrea și cum vrea. Doamnelor și domnilor, vă dați seama că nu sunt ipocrit. Cele mai mari emoții le am eu, pentru că este ediția a doua, după ce am schimbat câte ceva, nu spun ce, poate se va observa, însă doi factori, două situații m-au determinat să mă azardez, într-un fel a spune, să scriu ceva despre un mare poet francez. E vorba de această carte care cuprinde un jurnal intim scris de acest mare poet francez. O știți unii, eu am comandat-o cu mari emoții și până la urmă mi-a fost trimisă și în ea am căutat mai ales ceea ce Baudelaire numește rachete. Chiar dacă Dumnezeu s-a extins, religia tot sfântă și divină va fi. Propoziția lui. Dumnezeu e singura ființă care pentru a domni nu are nici măcar nevoie să existe. S-ar putea să mă pedepsească părintele că e o blasfemie. Dar dacă a spus Baudelaire, și în sfârșit, la un spectacol, la un bal, fiecare este subiectul plăcerii oricui. În afară de asta, vreau să vă spun că am mai receptat ceva, așa nume că în curând va avea loc în lume un congres al francofoniei.
România este francofonă, mai ales de când Anglia a plecat, a tuns-o. Bine, vin avioanele pe litoral, dar asta e altceva. Nu, pentru mine Franța este soră cu România, mai sunt și alte câteva. Celor doi vorbitori, care, vă dați seama, sunteți inteligenți, informați, au fost generoși. Pe Culiță Ioan Ușurelu îl știu mai de mult, mai ales că a avut catedră la un liceu unde am avut și eu, dar nu în același timp. Cred că ar fi fost și periculos, că el are o secție dublă, româno-franceză sau franco-română, n-am mai reținut. Iar Petrică Isache are revistă, 13 plus, titlu tenfioară, 13. Eu vă mulțumesc pentru aceste atitudini răbdătoare, iar domnilor care m-au filmat, să știți că nu mai viu așa niciodată, deoarece nu-mi stă bine, numai la festivitățile de la liceul meu mă duceam așa și veneam uneori când era cazul să țin câte o lecție aici. Pentru mine, când intru în grădina asta, mă cuprinde o emoție foarte puternică. Vă doresc fericire și mult noroc! Mulțumim autorului și vă rog să aveți răbdare. Să vă citesc ceva din poetul care a fost hulit la vremea lui. Ce spunea despre gramatică? O definiție extraordinară și pentru care o să iubiți. Gramatica, arita gramatică, ea însăși devine un fel de vrăjitorie evocatoare. Cine este contra gramaticii? Ce? Cuvintele învie acoperindu-se cu carne și os, substantivul în maestatea sa substanțială, adjectivul veșmânt străveziu care îl îmbracă și colorează ca un strat transparent de smalț și verb, înger al mișcării care dă frazei impuls. Așa ceva n-am mai auzit, mai ales noi care am avut frică de gramatică și de matematică. E bine, să-l felicităm pe domnul Grigore Codrescu, omul, scriitorul care ne îndeamnă să ne amintim mereu și mereu cu dragoste de Charles Baudelaire. Vă mulțumim! Am găsit altă afacere și am continuat să scriu mai atent și chiar să public pe banii mei. Am o carte sponsorizată de editor, aceea despre un rus, un mare poet rus despre care nimeni nu știe nici acum cum a murit. De ce a murit? Baudelaire e al nostru, e sufletul nostru, iar ceilalți de asemenea. Tot ai noi. Vă mulțumesc, doamne.